Salutare și bine ați revenit la un videoclip. Eu sunt Dani. Astăzi facem un vlog la iepuri cu foarte mult timp. Avem aici cele trei femele negre de îngrășare. Mai era o femeie alb cu negru, însă am dat-o cadou, finului meu. Acum au rămas trei femele. Se închide un pic în grăușa. Și trei masculi, unul alb cu negru și doi negri, care vor fi sacrificați de Crăciun. Aici am adus o iepuroaică frumoasă. Este fica lui Oreo. Mama ei a fost adusă la montă, la Oreo, și în locul banilor am cerut un iepuraș din acel cuib. În ianuarie am zis că va fi dată la montă cu trifoi, pe o cheamă Lara. Aici o avem pe cea gri cu puii ei, care au deja 5 săptămâni. Au fost 12, dar au rămas 10. Avem negri. Se mai întâmplă să își cadă. Alb cu negru. Este alb cu gri, de fapt. Aici avem alb cu negru. Gri. Și un gri fier, un gri mai închis. Sunt 8 masculi și 2 femele. Femele fiind aceasta, gri. Și aceasta, neagră. Restul masculi. Am mai pus acolo o tăviță, să nu mai se închisui toți la asta. După cum se poate vedea, am mâncat-o de aici. Iasă, și aici mai are un pic. Aici am amestecul pentru iepuri de îngrășare. Făcut din versele laga, granule de îngrășare, ors, grâu, porumb și va urma și floarea soarelui. La iarnă am zis că aceste două cuși vor rămâne libere și decât aceste două ocupate. Scuzați-mă pentru zoom. Filmez cu un telefon nou. Această femeie este un metiș de frătură german. Bunicii. Fa bunica. Haideți și în adăpostul de afară. Am venit și în adăpostul dinăuntru. Am zis din greșeală de afară. Nu este nicio problemă. Aici avem trei femele. Aceasta trebuie să vede zilele aceaste. Aceaste. În zilele aceaste. Aceste. Aceasta la fel. Aceste zile trebuie să vede. Sunt date la o zi diferență, iar aceasta la o săptămână, cam jumătate diferență. Ca mascul, ea este cu calif, cu Oreo. Ea și ea este cu californianul, cu boss. Aici avem pe țiganul. Cine are TikTok, voi lăsa linkul de la TikTok-ul meu în descriere. Intrați să dați un follow. Aici îl avem pe trifoi. Aici o cușcă goală. Și două turaci de la... care erau la porci.
Le-am băgat aici, mai trebuie la câini, poate la iepuri, la găini. Poate pe viitor ne luăm porc. Le-am mai dat la o parte, că deoarece este cald. Aceasta cred că are pui, pentru că avea un pic de burtică. Și aceasta la fel. Oricum am zis că aceste trei puroaice, cu aceste puroi și pe oreo s-ar putea să-i tai de Crăciun. Aici am zis că va rămâne bos, cea gri. Lara, trefoi, aici tineret și în a doua de îngrășar, plus ce va fi de afară. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share, un subscribe. Cuenta data viitoare.